Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru mici, deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Ce înseamnă să fii cu adevărat bărbat? Cât de diferiți sunt bărbații de astăzi față de cei din generațiile anterioare? Ce mituri și stereotipuri persistă încă despre ideea de masculinitate și agresivitate? Ce este masculinitatea toxică? Cum pot bărbații să-și accepte vulnerabilitatea? De ce au bărbații dificultăți în a-și exprima emoțiile? Iată întrebări la care vom încerca să găsim răspunsuri alături de invitații noștri și astăzi alături de noi este o dragă prietenă, Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut, care mulțumim foarte mult și vom vorbi pe marginea cărții Terapia schemelor de Gita Jacob, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Cumva am spilcuit câteva întrebări care mi se par importante pentru discuția noastră legată de redefinirea conceptului de masculinitate și chiar aș porni de la aceste întrebări. Cum pot bărbații să-și accepte vulnerabilitatea fără să aibă un sentiment de rușine sau de vinovăție, cum că vezi, Doamne, ar fi etichetați sau ar fi catalogați drept slabi, pentru că de cele mai multe ori în societatea noastră, între vulnerabilitate și slăbiciune se pune semnul egal. Ori nu despre asta este vorba. De ce au bărbații dificultăți în a-și exprima emoțiile? Ce este masculinitatea toxică? Aș începe discuția noastră, bineînțeles, referindu-ne și la cartea prezentată puțin mai devreme, dar aș vrea să discutăm și probabil că nu ne-ar ajunge timpul, s-ar putea să mai facem un episod, să găsim acest, să deslușim de fapt acest mister. Dacă în campania anterioară am vorbit despre femeie încercând să elucidăm așa universul feminin, ce este femeia și ce își dorește o femeie și mai ales ce își dorește o femeie de la un bărbat, e iată de data asta vrem să vedem exact ce înseamnă să fii bărbat adevărat. Și mai ales bărbatul în raport cu sine, apropo de autenticitate, da? Eu ca bărbat bine cu mine, da? Dar bine și în raport cu partenerul de cuplu. Pentru că, din păcate, foarte multe relații se destramă în ultimii ani și ne tot întrebăm, dom'le, ce se întâmplă de fapt? De ce se întâmplă aceste lucruri? Uf, subiect multe amplu. Provocări, da. Ok, dar mă bucur să fim din nou împreună și să desfacem așa firul în patru de câte ori avem ocazia. Ok, iată că și bărbații sunt în prim plan după o perioadă intensă în care femeile au fost așa pe primul loc. Eu aș fi curioasă să știu nu doar ce vor femeile de la bărbați, ci ce vor și bărbații de la femei, pentru că cred că și acolo e un subiect interesant. Dar hai să le luăm așa, pe rând, bucățică cu bucățică. Și o să încerc să mă raportez un pic și la terapia schemelor, pentru că iată, tu povesteai că pentru un bărbat acceptarea emoționalității, acceptarea vulnerabilității afective poate să trigăruiască, poate să activeze o schemă de rușine, pentru că ai spus, ok, pot să mă simt rușinat că am emoții, ori acolo, iată, putem să avem în spate o schemă de rușine care, dintr-o dată, este foarte activă. Dacă tot am vorbit de schemă, simt nevoia să fac o distincție între rană, pentru că sunt la modă rănile de nedreptate, de rușine și chiar și sunt destul de multe cărți pe tema asta, și scheme. Prin urmare, avem, de exemplu, rană de abandon sau rană de rușine și avem schemă de abandon sau schemă de rușine. Ele nu sunt echivalente. Ce înseamnă rană de rușine? Înseamnă amprenta pe care a lăsat-o în mine un eveniment în care am fost umilit, rușinat, jenat, pus într-o situație în care m-am simțit umilit. Să spunem că doamna în fața clasei mi-a spus că sunt nu știu cum și eu atunci m-am simțit extrem de umilită. Aia este rana, adică momentul, evenimentul și impactul pe care l-a avut asupra mea. Însă eu de acolo încolo încep să
tricotez din acel moment tot felul de lucruri. Fie încerc să evit situațiile, fie încerc să înțeleg, îmi apar gânduri legate de ce s-a întâmplat atunci, îmi apar tot felul de emoții, de stări. Deci, cumva, din acel moment, eu tricotez o structură care îmi poate modifica personalitatea, mă poate face să mă comport într-un eu diferit de ceea ce eu aș fi fost fără acel moment din viața mea. Această construcție care cuprinde în ea emoțiile care au decurs de acolo încolo, gândurile care dintr-o dată mi-au apărut și pe care înainte nu le aveam, poate, felul în care eu am încercat să gestionez asta la 10 ani, la 14 ani, la 17 ani, aceeași rușine, tot ansamblul ăsta reprezintă schema. Deci schema este constructul pe care eu l-am tricotat de-a lungul personalității mele, de-a lungul dezvoltării mele, pornind de la rana de abandon sau de la rana de rușine sau de la... Ok? Asta pentru că vreau să fac această distincție între cele două concepte și să înțelegem că ele nu se suprapun. Sunt două lucruri diferite. Ok. Nu știu în câtă teorie trebuie să intru eu acum, că n-aș vrea să fiu foarte plictisitoare, dar într-adevăr, Jeffrey Young descrie 18 scheme, nu sunt doar 18 scheme, asta pentru că știu că mai apar întrebări, dacă sunt doar astea 18, nu, sunt, unii autori spun că sunt mai multe, mă rog, nu contează. La aceste scheme avem modurile de coping, care sunt cele trei pe care le știm deja. Noi le denumim un pic diferit, dar în principiu sunt aceleași, cele trei: luptă, fugi, evită. Noi avem supunere, supracompensare și evitare, dar sunt fix aceleași trei mecanisme. Iar modurile schemelor, modul copil, modul adult, modul părinte și așa mai departe, este reacția noastră în acel moment. De exemplu, dacă eu am o rană de rușine, pentru că în clasa întâi doamna învățătoare mi-a zis că nu știu ce, eu am construit această schemă de rușine care mă însoțește până în ziua de astăzi. Prin urmare, când mă întâlnesc cu tine și tu îmi zici că, nu știu, nu te-ai îmbrăcat bine astăzi sau ceva, eu am mai multe variante în care pot să manifest schema. Adică pot să mă simt un copil rușinat și atunci intru într-un mod de copil și mă comport ca un copil. Pot să intru într-un mod de părinte și să devin critică. Cum îți permiți să-mi zici mie că nu știu ce și nu știu cum? Și atunci sunt în modul de părinte, adică mă comport ca un părinte. Sau pot să intru, astea sunt cumva modurile nesănătoase, modurile disfuncționale, da? Copilul furios, copilul vulnerabil și așa mai departe. Dar există și două moduri sănătoase, copilul fericit și adultul sănătos, pe care, desigur, în terapie încercăm să le creștem. Deci, așa, foarte, foarte pe scurt, avem schemele, mecanismele de coping și modurile. Sigur că teoria este mult, mult mai amplă, dar pentru cei interesați, sigur că beneficiul cărții este că ea povestește într-un, Gita povestește într-un limbaj relativ accesibil, o teorie destul de complicată. Terapia schemelor este considerată noua psihanaliză. În urmare, e o teorie destul de complicată pentru că schemele se îmbină, modurile se îmbină, apar acolo combinații de trei luate câte patru și atunci devine o chestie foarte, foarte complexă, dar care cred eu că reușește să descrie într-o manieră mult mai reală ceea ce se întâmplă, pentru că suntem persoane complexe și nu suntem atât de lineari. Nu m-am uitat întrebarea ta despre bărbați. Ok, și despre de ce bărbaților le este rușine să-și arate emoția. Păi cred că este destul de simplu, pentru că în general emoțiile au așa un renume, au o reputație destul de proastă, emoțiile. Nu prea e bine să ai emoții. O persoană cu emoții pare să fie o persoană instabilă, o persoană care nu știe ce vrea. Adică o persoană fără emoții este o persoană echilibrată. Prin urmare, un bărbat e echilibrat și foarte, foarte mascul într-o accepțiune tradițională, evident, dacă nu are aceste emoții. M-ai întrebat ce este masculinitatea toxică sau, mă rog, acest concept de masculinitate toxică.
povesteam noi, cred că într-un alt video, că una dintre emoțiile permise bărbaților este furia. Adică e ok ca bărbat să fii furios. Pentru o femeie, furia înseamnă isterie. Uite și pe asta ce isterică e. Pentru că exact, tipul... exact. Că noi am mai discutat despre dansul furiei, da. Exact. Pe când la un bărbat, uite ce bărbat adevărat, dă el cu pumnul în masă. Ok, deci cumva asocierea dintre agresivitate și masculinitate este o chestiune toxică, pentru că întărește cumva ideea că bărbații nu pot să fie masculi decât dacă sunt agresivi. Ei bine, nu. Se vorbește despre acest nou concept de masculinitate blândă. Și mie îmi place să dau exemplu leului. Dom'le, leul nu e agresiv non-stop. El este maestuos, stă, așează, privește, veghează. Leii sunt liniștiți. Dar sunt foarte masculini. Ok, leul atacă atunci când este nevoie să atace. E provocat, adică, da. Exact. Adică eu ca mascul știu că am în mine această forță extraordinară, dar pe care nu o scot la lumină în fața unei femei sau în fața unui copil, pentru că nu sunt situații periculoase. Atunci se transformă într-o masculinitate toxică. Și pot să scot acea forță a masculului din mine când realmente sunt într-o situație de risc, de pericol, când trebuie să apăr, când trebuie să lupt, când... Dar eu știu că e acolo. Eu nu trebuie să o arăt în fața unui copil de 3 ani și să sparg masa prin casă ca să demonstrez că sunt bărbat. Nu demonstrez că ești bărbat în fața unei persoane vulnerabile. Aceea este masculinitatea toxică de care vorbim. Demonstrează, dacă vrei să demonstrezi că ești bărbat, în fața unui personaj puternic, ca să ai cu cine să te măsori, nu? Ok, ce cred eu? Încerc, scuze, două secunde. Cred că suntem și tributari unor cutume sociale. Evident. Adică furia este acceptată la bărbat. Uh-huh. Nu este acceptată la femeie. Da? Da. O femeie furioasă e isterică. Clar, pe de altă parte, sensibilitatea sau hipersensibilitatea sau modul de a-și exprima emoțiile ale unui bărbat iară nu sunt privite bine. De ce? Pentru că asta reprezintă cumva, istoric vorbind, istoric, social, cultural, apanajul femeilor. Cine sunt emotive? Cine sunt mai sensibile? Da? Femeile. E, un bărbat, dacă săracul are ghinionul de a se naște mai sensibil și are aceste afinități spre zona artistică, nu știu, e mai sensibil la ceva, se uită la un film romantic, la o comedie romantică și plânge. Da? Se întâmplă. Și mie mi se întâmplă, recunosc. Ești catalogat drept, ești prea sensibil. Ok. Cum e? Iar sigur că sunt niște cutume, dar până la urmă bărbații și-au dus toată sensibilitatea non-exprimată, pentru că ok, nu li s-a permis, au fost judecați pentru exprimarea emoției, au sublimat-o în artă. Din punctul meu de vedere, poate este unul dintre motivele pentru care cei mai mulți creatori de artă sunt bărbații, pentru că a fost o modalitate prin care au putut să-și exprime emoția, prin muzică, prin... Mi-aduc aminte acum, asta mi-a venit în minte, asta spun, mi-a venit în minte Eric Clapton. Și Eric Clapton i-a murit un copil. Știm că a avut o dramă extraordinară când copilul lui, care avea, nu știu, 4-5 ani, a căzut de la etajul printr-o situație absolut, o poveste absolut îngrozitoare, a căzut de la etajul apartamentului în care cădea, iar el a venit acasă și a văzut lumea adunată și copilul lui mort, practic, pe caldărâm. Ok, sigur că a fost blocat. Dar ceea ce a făcut Eric Clapton a fost să scrie muzică. Deci iată cum a sublimat acea suferință imensă, să-ți pierzi un copil, este poate una dintre cele mai puternice suferințe, da, umane, a transformat-o în melodii extraordinare. Deci bărbații au găsit această supapă de exprimare a emoțiilor prin artă, prin muzică, au devenit creatori, într-un fel sau altul. Femeile, manifestându-și destul de rapid emoția, n-au mai trăit această tensiune interioară. Au scos tensiunea, s-au eliberat, au mers mai departe. Bărbatul rămâne cu această tensiune interioară pe care uneori o scoate prin furie, uneori o scoate printr-un impuls sexual destul de puternic și sunt bărbați care spun ok,
când sunt foarte nervos, mă relaxez atunci când fac dragoste, sau într-o manieră sublimată prin care elimină testosteronul. Poftim? Elimină testosteronul. Exact. Așa. Și atunci, astea sunt modalități prin care bărbații până la urmă au supraviețuit, deci nu s-a întâmplat nimic dramatic nici cu bărbații. Au găsit, până la urmă, oamenii au această capacitate de adaptare și își vor găsi căile prin care să supraviețuiască sănătos. Pentru mine asta este fascinant, cum fiecare dintre noi încercăm, partea sănătoasă din noi, din fiecare dintre noi, încearcă din răsputeri să găsească drumul la suprafață, să găsească calea prin care poate să se arate și iată că se găsesc destul de multe variante. Hai să mai vorbim un pic despre zona aceasta de vulnerabilitate. Faptul că, mai ales că acesta este și subtitlul campaniei noastre, faptul că de cele mai multe ori ați arăta vulnerabilitatea, da? Ceea ce mi se pare un lucru, ar trebui să fie un lucru sănătos, este cumva etichetat ca fiind slăbiciune, să spunem. Da, cred că aici va fi războiul vostru cu lumea, ca să spun așa. Prin urmare, cu cât mai mulți bărbați își vor arăta partea aceasta feminină, anima din ei, cu atât ea va fi din ce în ce mai acceptată. Cu cât bărbații vor povesti despre faptul că, ok, și eu am emoții și pentru mine contează și mi-aduc aminte, de exemplu, chiar lucrez și cu bărbați și unul dintre ei îmi spunea, ok, dar, de exemplu, pe noi nimeni noi nu primim complimente cum primiți voi femeile. Pentru voi este ușor să primiți complimente. Vă îmbrăcați frumos, vă machiați un pic și cu siguranță un bărbat se va găsi să vă spună, vai, ce frumoasă e. Sau, ok, de câte ori unei femei îi se spune că are ochi frumoși? Ok, de câte ori unui bărbat îi se spune că are ochi frumoși? Ok, nu prea. Și el îmi povestea, ok, dar poate că și eu am nevoie să mi se spună că, nu știu, arăt bine astăzi sau că poate m-am îmbrăcat atent sau poate că, nu știu, am astăzi o apariție mai îngrijită decât în alte zile și cu toate astea femeile nu fac asta. Ca și cum noi deja ne-am obișnuit să fim complimentate și ni se pare nenatural să-i spun unui bărbat ce ochi frumos ai, plus că poate să fie interpretat într-o manieră, desigur, destul de erotizată. Și atunci, ok, voi va trebui să, și de fapt fiecare dintre noi ne educăm reciproc și cumva asta este și, dacă vrei, unul dintre lucruri pe care eu mi le tot propun prin articolele mele, să vorbim autentic unii despre alții și noi femeile să îndrăznim să vorbim autentic despre noi în așa fel încât voi să ne cunoașteți cu adevărat, dar în egală măsură există intrinsec această invitație ca și noi să vă cunoaștem pe voi, pentru că, da, constat că și femeile știu foarte puține lucruri despre bărbați și au tot felul de mituri despre bărbați, inclusiv de la bărbații vor doar sex. Nu este adevărat. Bărbații nu vor doar sex. Bărbații vor să fie îmbrățișați, vor să fie alintați, vor să fie admirați, vor să fie încurajați. Deci, prin urmare, haideți să ne cunoaștem reciproc. Avem nevoie să știm cum sunteți dacă ne veți spune despre asta. Din păcate, nici bărbații nu fac acest efort de a se arăta, de a se vulnerabiliza prin deschidere, pentru că este o vulnerabilitate să te arăți într-un mod autentic. Și aici mă duc cu gândul mai în spate. Ok, ca să mă arăt într-un mod autentic, trebuie să știu cum este acel autentic, trebuie să-l cunosc mai întâi. Nu pot să mă arăt într-un mod autentic dacă eu nu știu cum sunt autentic. Ok, revenind. Deci avem nevoie să ne arătăm unii altora pentru a ajunge la celălalt, cu riscul că atunci când faci asta, unii dintre oameni să te judece. Da, se va întâmpla asta, dar este mai important ceea ce câștigăm decât ceea ce pierdem. Și atunci, dacă vom educa băieții, bărbații, să ne povestească ce se întâmplă cu ei. Și eu am avut surprize extraordinare în cabinet și de asta sunt poate și atât de îndrăgostită de profesia asta, pentru că, iată, am acces la zonele pe care poate un bărbat le ascunde sau le-a ascuns toată viața și dintr-o dată, și mulți dintre ei mi-au spus, știi, este prima oară când spun asta.
cum este pentru un bărbat să fie prima oară când aude cu urechea lui, gura lui, vocea lui povestind, știi, uneori sunt trist, uneori am nevoie să fiu luat în brațe, uneori vreau ca femeia de lângă mine să mă poată primi și să mă poată iubi chiar dacă nu sunt puternic, chiar dacă nu sunt performant, chiar dacă uneori am zile proaste, vreau să știu că femeia de lângă mine mă iubește și așa. Și mulți bărbați se tem de femei și se tem că dacă ei nu vor subscriu. Fi suficient de performanți, mulțumesc, nu era vorba despre Sorin, să știți, mai devreme aveam în minte pe altcineva, de fapt mai mulți, mai multe persoane, ok. Revenind, sunt mulți bărbați care se tem că în momentul în care ei nu vor fi performanți, profesional, sexual, pe orice palier, femeia de lângă ei, financiar, femeia de lângă ei va spune, nu e suficient de bărbat. Nu ești bun de nimic. Nu ești bun de nimic. Mulți bărbați îmi povestesc despre asta și despre aceste teme și îmi mărturisesc că este prima oară când spun asta, mai ales unei femei, ok, ceea ce este deja o vulnerabilitate. Dar faptul că ajungem să ne cunoaștem cu adevărat, dincolo de mituri, dincolo de scheme, dincolo de răni, dincolo de tot ce am primit ca și povețe în viață, cred că va fi până la urmă un mare beneficiu de ambele părți și pentru relațiile noastre. Sigur că acum suntem într-o perioadă destul de zbuciumată relațional, dar eu am mare încredere și sunt optimistă. Îmi place că bărbații încep să se arate și abia așteptăm să vă vedem în continuare. Vulnerabilitatea, consider, cred că vulnerabilității sau afișării, exprimării de mai degrabă a vulnerabilității, îi trebuie o doză mare de curaj. Curajul de a spune efectiv felul în care mă simt fără teama de a fi etichetat. Pentru că aici vine mai ales vezi, știi ce este interesant? Este foarte interesant. Și aici este de fapt darul, harul, meritul tău ca psiholog clinician și ca psihoterapeut. Faptul că îl poți face, îl poți determina pe un bărbat să-ți spună lucrurile cele mai intime, da? Ale minții, ale sufletului său. S-ar putea ca ceea ce el nu are curajul să-i spună partenerei de cuplu, da? Respectiv să spunem soției, să aibă curajul să-ți spună ție. Da. Îți spun și de ce. Da. Pentru că în cazul partenerei de cuplu, bărbaților le este teamă de refuz. În momentul în care eu vin și spun, cum ai menționat tu foarte bine mai devreme, simt nevoia unei îmbrățișări, a unei mângâieri sau simt nevoia a unei banale vorbe bune. Ce ai făcut astăzi? Știi, ajungi să prețuiești foarte mult, mai ales când sunt rare, aceste lucruri. Ce ai făcut astăzi? Cum te-ai simțit? Cum ți-a fost ziua? Mi-aduc aminte de un bărbat care îmi spunea, mama mea nu m-a întrebat niciodată, Sorin, ce mai fac? Niciodată. Ceea ce mi se pare atât de trist. Foarte. Sau cum te simți? Cum te simți astăzi? Nu l-am în considerare asta. Fac o scurtă precizare, că nu mă pot abține. Scuză-mă. Oh. Ok. A spune, ok, să avem curajul să ne arătăm, nu doar în ideea că trebuie să fac asta când nu-mi este frică. Curajul nu înseamnă lipsa fricii. Curajul înseamnă acțiune în frică. Deci arătați-vă chiar dacă vă este frică. Că de să fi fiți refuzați. Exact. Că să fiți judecați. Curajul înseamnă să îmi asum consecințele astea și să spun, ok, poate că te-am dezamăgit ca femeie spunându-ți asta sau poate că tu crezi că un bărbat n-ar trebui să aibă nevoie să fie îmbrățișat. Dar eu asta simt și asta îmi doresc și asta aștept de la tine ca din când în când să primesc această îmbrățișare. Spuneți-le femeilor despre asta cu curaj, nu fără absența fricii, ci chiar și în frică, pentru că un bărbat poate să facă asta și o femeie poate să facă asta
Și curajul, repet, nu este absența fricii, ci acțiune în frică. Mulțumim foarte mult, Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut. Am vorbit astăzi despre masculinitatea toxică, despre exprimarea emoțiilor masculine, despre terapia schemelor, pornind de la o carte foarte dragă nouă. Este vorba despre cartea Sparge tiparele, cum să-ți recapezi libertatea de a fi tu însuți prin terapia schemelor, de Gita Jacob, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald și care, după cum bine știți, o găsiți pe site-ul editurii. Această carte face parte din campania Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Mulțumim foarte mult, Daniela Dumitrescu, pentru informațiile prețioase, ca de fiecare dată, bineînțeles, și mi-aș dori foarte mult să continuăm discuția noastră. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!